Dacă învățăm și creștem de mici cu cântecul popular și cu tradiția românească, consider că aceștia devin oameni buni și responsabili în viață. Eu consider că este o șansă unică de a-și dezvolta această pasiune și de a se perfecționa pe viitor. Îi învățăm ceea ce înseamnă cultura tradițională, îi învățăm să respecte portul popular, cum să-și pune un costum, cum să deschidă gura, îi învățăm în primul rând cântecele noastre dobrogene. Consider că este un lucru extraordinar de important ca fiecare, cum să spun, regiunea țării, în primul rând, să-și cunoască bine ceea ce înseamnă folclorul autentic. Toate aceste activități extrașcolare sunt pentru copiii din toată comuna Topolog. Am început acest proiect de la zero, noțiunile muzicale de bază, muzică clasică, muzică populară. Acest proiect este adresat tuturor copiilor din comuna Topolog. Copii preșcolari și copii mari sunt aici prezenți, copii de la vârsta de 4 ani până la copii de liceu. Este posibil ca unii dintre ei să treacă la o etapă următoare de a se perfecționa, de a merge la un liceu profesional de muzică, de a învăța instrumentul, ori de a cânta vocal. Mie chiar îmi place să lucrez cu copiii și chiar am așa o satisfacție deosebită când cumva îi cresc de mici și ajung la un nivel. Dorința lor de a învăța, dorința lor de a cânta, cum să vă spun, ne motivează și mai mult. Adică parcă ne dăm seama că nu muncim în zadar sau chiar avem niște satisfacții și este un lucru minunat.